Bună dimineața, bun găsit, dragii mei, și Hristos a înviat. Iată, ne ajungi la o nouă ediție a emisiunii Prima de Dimineață, după o mică vacanță prilejuită de sărbătorile pascale. Suntem din nou în casele dumneavoastră cu informații utile și, bineînțeles, încercăm să vă bine dispunem încă de la primele ore ale zilei. Mai ales astăzi, când este o zi destul de mohorâtă, vă așteptăm să fiți în fața micilor ecrane și să urmăriți postul Prima TV Slatina. Puteți de asemenea să accesați site-ul televiziunii Prima TV Slatina și, de ce nu, să intrați și pe pagina de Facebook, astfel încât să ne scrieți părerile și sugestiile dumneavoastră despre matinalul Prima de Dimineață, cât și despre celelalte emisiuni realizate de către colegii mei. Bună dimineața, le spun și colegilor mei din emisie și din platou. Bună dimineața tuturor! Astăzi vă dau întâlnire cu invitatul zilei de la ora 9, așa cum v-am obișnuit de ceva timp încoace. Vorbim despre despre designerul Florin Burescu, așa că aveți toate motivele să rămâneți alături de noi. Cine este acesta și care sunt lucrările realizate de acesta, aflați de la ora 9. Până atunci avem și alte subiecte pentru dumneavoastră, dar v-aș propune, înainte de toate, după mesele îmbelșugate de sărbătorile pascale, să facem puțină mișcare. Thank you.
Iată câteva exerciții utile care să ne pună în mișcare în această dimineață și să ne căpătăm doza de energie de care avem nevoie pe parcursul întregii zile. Exerciții realizate sub îndrumarea instructoarei Simona Floricel de la Central Fitness Latina. Noi mergem mai departe acum și răsfoim ziarele locale, naționale și mondene să vedem ce s-a mai întâmplat în aceste zile. Pentru că încă este zi de sărbătoare, vă propun să începem cu mondenitățile, să vedem ce s-a mai întâmplat în lumea showbizului românesc, cine cu cine s-a mai împăcat, cine de cine s-a mai despărțit sau cum s-au îmbrăcat vedetele, unde au petrecut în aceste zile de sărbătoare. Dar până atunci deschidem revista presei cu ziarul Click și aflăm că va fi și nuntă și botez pentru Gabriel Cotabiță în anul 2016. Se anunță anul schimbărilor pentru solist așadar. Vedem și noi despre ce este vorba imediat. Vedem fotografie în exclusivitate pentru ziarul Click și aflăm această veste mare de la Gabriel Cotabiță, care va ține din nou un bebeluș în brațe. Vedem imediat despre ce este vorba. Dacă 2015 a fost anul încercărilor pentru Gabriel Cotabiță, în vârstă de 60 de ani, iată că în 2016 compensează cu bucurie. La un an de la infart, artistul se pregătește să se însoare cu iubita sa, Ioana, iar veștile bune nu se opresc aici. În 2016, Gabriel Cotabiță va fi din nou bunic. Fiica lui cea mare, Aela, în vârstă de 35 de ani, este din nou însărcinată. Ginerile artistului a publicat a doua o zi de Paște, luni, o imagine cu soția și fiul său. Să vedem și alte subiecte în doar câteva momente. Rămânem tot la ziarul Click. Click a avut dreptate, Daniel Ioan a câștigat Bake Off Romania. Monica Davidescu ia o avere pentru piciorul rupt la Dansez pentru tine. Iar Lady Gaga, apariție șocantă la Met Gala, cum a venit îmbrăcată aceasta, care a fost tema pentru anul acesta de la această gală și, bineînțeles, ce ținută aborda Lady Gaga, vedeți în paginile ziarului Click din această dimineață, o apariție destul de șocantă, așa cum ne-a obișnuit Lady Gaga și să vedem și noi o imagine cu aceasta, a purtat o ținută extravagantă la această gală. Bun, de la Lady Gaga mergem mai departe și aflați și cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în fața soldaților din Afganistan. Vedeți imagini în paginile ziarului Click. Are 46 de ani, doi copii și curajul de a poza așa. Vedem dacă o recunoaștem sau nu, despre cine este vorba. Angelica Brigi, incredibil de sexy la aproape 20 de ani de când a debutat în serialul Baywatch. Pe trupul ei ar fi invidioase și adolescentele. Iată și vedem o imagine sexy la 46 de ani într-o reclamă la apă plată. Continuăm cu alte subiecte, aflăm și despre Valentina Pelinel, care mai are puțin și naște și vedem cât de mult s-a îngrășat vedeta în această perioadă. Vă spuneam că fostul manechin a luat ceva proporții. În câteva săptămâni, Valentina Pelinel, în vârstă de 35 de ani, va aduce pe lume un băiețel pe care deja îl alintă bebeluș Bosnaș. În ziua de Paște, duminică de 1 mai, blonda a participat la un botez catolic, fostul fotomodel a luat proporții și a mărturisit că nu s-a abținut de la mâncare. Valentina Pelinel a publicat o imagine inedită în care apare alături de antrenoarea Luminița Nicolescu. În fotografia blondinei se vede foarte bine burtica. Vă spuneam că duminică Valentina a participat la un botez acolo unde s-a înfructat cu toate bunătățile.
De la Valentina Pelinel mergem la alte vedete. Aroganța supremă, Ana Maria Prodan a venit la un eveniment monden, bineînțeles, cu un ceas de 200.000 de euro. Și Moise Guran s-a împrumutat la bancă și a jucat toți banii. Unde s-a întâmplat, unde a jucat toți banii, cel mai ascuns secret al acestuia, îl aflați din paginile ziarului Click. Și bineînțeles să vedem ce scriu și ziariștii de la Libertatea în această dimineață. Aflăm cum s-a schimbat Nelu Curcă din serialul La Bloc și cum arată la an distanță după ce s-a călugărit. Poate nu o să vă vină să credeți așa ceva, dar vedem și o galerie foto în paginile ziarului Libertatea. Iată-l pe Nelu Curcă, vă spuneam, după ce s-a călugărit. Aflați toate aceste detalii incredibile din paginile ziarului Libertatea. Mergem mai departe cu alte subiecte. Continuăm revista presei locale, naționale și mondene din această dimineață. Margherita din Clejan ținută demențială de Paște, cum și-a arătat sânii. Și dovada că Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se pregătesc să devină părinți, o găsiți în paginile ziarului Libertatea. Să continuăm cu alte subiecte, ajungem și la ziarele locale, naționale și mondene. Elevii se întorc la școală, vă spun informațiile de ultimă oră. Ministerul de Interne, cele mai sigure sărbători de Paști din ultimii 5 ani. În Slatina, strada primăverii asfaltată, 200 de militari americani ajung azi în Moldova și cod galben, ploi în Oltenia. Probabil că nu mai este nevoie să vă spun despre acest lucru, ați văzut și noastră încă de la primele ore ale zilei. Să vedem și din Gazeta de Sud, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție din cadrul acestei rubrici. Angajat al penitenciarului Târgu Jiu, arestat pentru luare de mită. Îngerii Bărniei au câștigat memorialul Victor Perescu. Și mineritul din Motru și Mehedinție va deveni istorie, un articol în paginile ziarului Gazeta de Sud din această dimineață. Și vă propun să ne oprim aici cu prima parte a matinalului, prima de dimineață. Rămâneți alături de noi, după un scurt moment de publicitate, revenim cu invitatul zilei. Am revenit, dragii mei, suntem din nou în direct, în partea a doua matinalului, prima de dimineață. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că acum discutăm, vă spuneam ceva mai devreme, înainte de a intra în pauza de publicitate, cu și despre designerul vestimentar Florin Burescu, care îi spun bună dimineața, Hristos a înviat! Bună dimineața, adevărat am înviat. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur și eu tare mult că ai acceptat să vii, iată, în a treia zi de Paște, în studioul Prima TV Slatina și să vorbim despre lucrurile pe care le-ai mai realizat în ultima perioadă, pentru că a trecut ceva timp de când nu am mai vorbit, însă am urmărit activitatea ta de pe pagina de Facebook și înainte de a intra în direct tot discutam despre proiectele tale și despre faptul că la începutul anului ți-ai făcut așa o listă cu tot ceea ce îți dorești, îți doreai să se îndeplinească anul acesta și deja lista este încheiată, nu? Nu este chiar încheiată. Într-adevăr, mi-am făcut o listă, cred că orice om își face, chiar dacă nu o trece propriu zis pe o hârtie, în mintea lui există o astfel de listă. La începutul anului, eu am fost și în prezent, sunt o persoană norocoasă, îmi doresc și mă rog la bunul Dumnezeu să rămână așa toată viața mea. Tot ce îmi propun, reușesc. Cu
cu muncă, cu strădanie reușesc să-mi îndeplinesc. Ei bine, am rămas surprins plăcut ca în aceste zile de Paște să mă uit peste acea listă și să-mi dau seama că mai mult de jumătate este deja bifată. Un lucru, zic eu, destul de bun pentru mine și în scurt timp. Chiar sunt 4 luni, 5. Am intrat în a 5-a lună a anului și iată că jumătate din lista a fost îndeplinită, așa că până la finalul anului cu siguranță mai adaug câteva dorințe pe care le plănuisem pentru anul viitor. Cum ți-ai pregătit sărbătorile pascale și cum le-ai petrecut? Sărbătorile nu le-am pregătit, din păcate, n-am avut timp de pregătiri. Am fost foarte prins în perioada dinaintea Paștelui și nu am avut timp de absolut nimic. Eu, de fapt, mie îmi plăcea foarte mult să stau în bucătărie, să văd acolo cum se prepară, să gust din toate bunătățurile și de data asta n-am avut această ocazie. A trebuit să merg la filmări, am avut câteva evenimente, am avut un eveniment foarte important despre care cu siguranță vom vorbi, Jenny Nicolau, 25 de ani de carieră, unde mi-am lansat și noua colecție. Nu am avut chiar timp de nimic. În schimb, zilele de 1 și 2 mai au fost zile cu adevărat de odihnă. Nu am făcut absolut nimic. Am mâncat și am dormit. Mă ridicam din pat, mâncam, mă așezam și au fost două zile în care am prins foarte multă energie pentru că mă așteaptă o perioadă destul de aglomerată și vreau să fac față cu brio. Dacă ar fi să facem așa un bilanț al acestor luni, a primei părți anului, cum mai catalogau și care au fost proiectele pe care ai reușit să le duci la bun sfârșit? Păi vreau să spun un lucru. Cred că este cea mai bună perioadă pe care am avut-o până în prezent. N-am avut niciun fel de problemă, de necaz, n-am întâmpinat probleme și de asta spun că a fost cea mai bună. Micile divergențe, eu știu, ceartă acolo cu facturi, nebunii de astea au fost și vor exista toată viața, dar astea nu sunt probleme, ci sunt lucruri de care ne lovim zi de zi. Mi-am dus la bun sfârșit foarte multe proiecte. În primul rând, proiectul sufletului meu, dacă pot spune așa, cel pe care mi l-am dorit toată viața, a reușit să prindă contur într-un fel sau altul. Și aici vorbesc de faptul că îmi place foarte mult muzica populară, portul popular și tot ce ține de acest domeniu. Iar asta se vede. Tale vestimentare, ai adăugat și aceste elemente tradiționale? Da, am câteva artiste de muzică populară care poartă astfel de costume stilizate de muzică populară și să știi că îmi place foarte mult să realizez aceste lucruri. Nu pot realiza acele produse autentice, pentru că nu am aparatura necesară și nu cred că ar fi cazul să fac eu acest lucru, pentru că autenticitatea vine din vechimea pe care o poartă acele haine. În schimb, îmi place să fac lucrurile acestea stilizate, care mie îmi dau o stare sufletească foarte bună și mă împacă pe mine. Vreau să-ți mai spun că am pus bazele acelui vis pe care îl aveam eu de mult timp și acela de a interpreta muzică populară. Fac acest lucru de ceva timp, în schimb cu prietenii la petrecerile noastre nu era ceva concret. Dar de ce muzică populară? Pentru că asta mă atrage. Să știi că foarte multă lume mă întreabă de ce ai ales domeniul acesta. Nu pot spune, vine din interior, asta simți, asta fac. Nu cred că aș putea niciodată să fac rap, hop, hip-hop sau ce mai e pe acolo. Nu mă simt în largul meu. Dar nu ai spus nimic, ai ținut secret acest lucru Sincer, lungă perioadă. O lungă perioadă, cred că sunt 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Eu n-am vrut nici în momentul de față să fac un pas așa mare. În schimb, foarte mulți artiști care îmi cunosc acest talent pe care l-am ascuns au venit într-o emisiune în direct și mi-au zis, gata, de mâine ai provocarea noastră de a interpreta microfonul și începi să cânti. Ceva de genul acesta a pornit toată nebunia. Am început așa cu o melodie, două, după care a trebuit să mergem la studiouri, să ne facem propriile melodii, pentru că și acolo este o industrie pe care trebuie să o respecti și
automat respectul pe care tu îl oferi o să-l și primești din partea celorlalți artiști. Dar cum e acest domeniu? Ai trecut de la design vestimentar la muzică? Nu, nu am trecut. Nu. Facem în paralel. Este un domeniu pe care îl fac în paralel. Îmi place foarte mult. Nu o să fac o carieră mult prea mare în asta. Domeniul meu de activitate principal este tot acela de designer vestimentar. Atelierul este principal în orice. Și să înțeleg că asta e pasiunea principală, cea de design vestimentar. Da, asta este marea iubire. Este marea iubire, dacă pot spune așa. Cealaltă este o pasiune alternativă. Merg la foarte multe evenimente pe care le și prezint. Sunt MC acolo și aceste momente de muzică populară prind foarte bine, chiar și în cluburi, dacă mă crezi, au prins extraordinar de bine și asta spun pentru că am avut în perioada ce a trecut foarte multe astfel de ocazii, să când la tineri pe care îi vedeai doar pe manele, pe muzică comercială și nici de cum pe muzică populară. În momentul în care am început cu două ore, știi cum, era toată discoteca și tot clubul acolo, trup și suflet, și jucau. Costumul... ți le confecționezi tu? Da, sau? O parte le confecționez eu. Cele cu care m-am afișat și încă mă voi afișa o lungă perioadă de timp sunt autentice, dar recondiționate, pentru că nici fizicul nu-mi permite să port orice, nici statutul, dacă pot spune așa, pentru că omul să știe foarte critic. Și a venit o doamnă la mine și mi-a spus: mă așteptam să veniți în ceva mai wow îmbrăcat, vreau să vă văd cu ceva ieșit din comun. Și zic: doamnă, portul popular este port popular. Acolo avem o limită. Merg la evenimente, într-adevăr, și eu combin iile, combin brâurile în diverse forme, oricum. Dar în momentul în care cânti și reprezinți muzica populară, trebuie să respecti și aceste condiții și acelea de a fi autentic în fața publicului. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că tu ai început în acest domeniu prin confecționarea de papioane. Da, să știi, și toată lumea mă întreabă de un an și jumătate de ce nu mai fac papioane. Eu fac papioane în continuare, le fac cu mare drag și cu... îmi pun suflet de fiecare dată când le fac, pentru că asta m-a făcut pe mine să fiu cine sunt în prezent. Nu le mai promovez într-adevăr atât de mult pentru că nu îmi permite foarte mult timpul. Dar crede-mă că papioane la mine se fac zilnic în atelier. Mirii toți își fac cumnații de mână, nu știu ce, cavaler de onoare, tot ce ține de toată un eveniment, suita. Toată suita evenimentului își face aceste accesori la mine, le fac cu mare drag și le voi face până în momentul în care nu voi mai putea fizic. Ce se poartă în acest sezon? Sunt foarte curioasă pentru toate doamnele și domnișoarele care ne privesc la această oră. Nu știu, sunt anumite culori, anumite rochii, nu știu, spune-mi tu, te rog. Da, este o, zic eu, o mică problemă pe care văd că toată lumea o are de ani, de zile. La începutul anului, designerii, specialiștii în modă din străinătate stabilesc o culoare sau două sau trei, depinde de situație, ca fiind culoarea anului. Și dacă nu alegem acele culori, dacă nu se află în garderoba noastră, înseamnă că nu suntem în trend? Nu, tocmai asta vreau și eu să vă spun. Nu e obligatoriu să purtați acele nuanțe. Acele nuanțe, ne uităm în urmă cu un an, a fost Marsala. E o nuanță destul de pretențioasă. Toate fetele de clasa 8 și clasa 12 veneau să-și facă acele rochii Marsala. Încercam să le explic că acea culoare le maturizează foarte mult. E o culoare ce nu le avantajează în totalitate. Dar dacă se purta, da. Asta e. Știi, hai să purtăm ce ne stă bine, nu ce ne spun specialiștii. Într-adevăr, sunt culori, nu se dau întâmplător, sunt studii făcute pentru aceste culori. Anul acesta, de exemplu, s-a ales rozul pal și bleuul, două nuanțe care nu avantajează chiar pe toată lumea. Dacă nu ai un pigment al pielii un pic mai închis, dacă ochii sunt mult prea colorați sau ești blondul acela platinat, nu e varianta cea mai bună pentru a opta rozul, bleuul, nu știu, albul acela mult prea alb. Și tocmai de aceea spun, purtați ceea ce vă vine. În schimb, respectați trendul în sensul următor. Purtați materiale de sezon, purtați imprimeuri de sezon. Aici se face diferența de la an la an.
Care sunt imprimeurile de sezon și materialele de sezon? Acum, de exemplu, se poartă foarte mult mătasea naturală și voalul de mătase. Eu vorbesc strict pentru rochile de ocazie, pentru că asta e domeniul meu. Dacă vrei, pot da sfaturi și pe timpul zilei, dar îmi place să vorbesc ceea ce realizez eu. Voalul de mătase este cel care îți dă fluiditate, e foarte finuț, foarte elegant și îți dă acea lejeritate în mișcare. Nu e nevoie. Am văzut, din păcate, și am rămas un pic surprins, ca la toate emisiunile de Paște pe care le-au filmat colegii de la trusturile concurente, să văd toate fetele care prezintă îmbrăcate în paiete. Eu, unul, nu văd rostul acelor paiete. Paieta, catifeaua, taftaua sunt materiale de sezon răcoros, toamnă-iarnă. Nu înțeleg de ce și ele cu siguranță sunt sfătuite de stiliști. Acei stiliști au o problemă pentru că tot ei apar la televizor și spun lucrurile pe care, iată, și eu le spun. De a purta voal, de a purta mătase, nici de cum materiale atât de rigide și total nepotrivite pentru sezon. Așa cum îți spuneam, motivele florale sunt cele mai preferate în acest sezon atunci când vine vorba de imprimeuri, dar atenție, motivele ce conțin maxim 3 culori. Nu mai mult, nu mai puțin. Deci să nu fim un curcubeu. Da, de preferat ar fi să mergi pe cele 3 nuanțe atunci când vine vorba de motive florale. Dacă sunt 2, e prea puțin, nu are un efect atât de mare. Dacă sunt mai multe, riscăm să fie total nepotrivit, pentru că nu renunță nimeni la accesorii, știu eu. Chiar dacă eu tot timpul spun acest lucru, aveți grijă la accesorii, toată lumea pune tot ce prinde acasă. Că e tipic românesc. Păi și trebuie să ne facem cu ce avem, nu? Exact. Atunci trebuie să ai grijă la aceste imprimeuri pe care le alegi. Nu se mai poartă acele nuanțe fosforescente, nu știu, galben, verde. Culorile neon. Culorile neon, exact. Spune-mi despre evenimentul de suflet, proiectul tău de suflet. Îmi spuneai despre faptul că, iată, ai luat parte la un eveniment foarte important, Jenny Nicolau, a împlinit 25 de ani de carieră. Așa este, Jenny este o prietenă foarte bună mie, un om foarte drag sufletului meu, căruia îi mulțumesc din suflet pentru că mereu este alături de mine la orice oraș sună. Este cu o vorbă bună, cu un sfat, cu tot ce am nevoie acolo și am vorbit cu ea la începutul lunii septembrie, cred, sper că nu greșesc, anul trecut, și am stabilit că ea merită acest eveniment pentru că a muncit foarte mult. Ei bine, a pornit ca o joacă. Zic, Jenny, eu aș vrea, dacă tot organizăm, să venim și cu această prezentare de modă, cu lansarea noii colecții. Acest eveniment era planificat undeva la sfârșitul lunii martie. Din păcate, nu știu, probleme tehnice, nu găseam sală în data respectivă și tot așa s-a amânat și a ajuns pe 22 aprilie, cred. Sper că nu mă înșel. Da, 22 aprilie a fost. Așa am ajuns să facem acest eveniment la sfârșitul lui aprilie. În schimb, am avut o surpriză plăcută, dacă pot spune așa. Producătorul a fost Cosmin Alexandru Man, este un producător foarte bun de la București, foarte apreciat și asta dovedește oamenii cu care a lucrat și lucrează în continuare. A venit cu o idee de show incendiar, un show unic în România și de acolo au degenerat un pic lucrurile în sensul pozitiv. A venit cu propunerea de, cu 2 zile înainte, recunosc și Cosmin, nu o să te uit niciodată pentru ce mi-ai făcut, cu 2 zile înainte a venit cu propunerea de a prezenta întregul eveniment eu și, sincer spun, am avut foarte mari emoții, pentru că n-am avut timp să mă pregătesc, n-aveam un desfășurător concret. Erau multe lucruri de pus la punct, pentru că omul are impresia că nu ai nevoie de foarte multe lucruri, ci decât să ai vorbele la tine. Ei bine, nu e așa, ținând cont că toate televiziunile au fost acolo, emoțiile au fost foarte mari, sala a fost arhiplină, peste 700 de persoane. A fost o emoție destul de puternică, iar ca să umplem acest pahar, a venit și cu ideea de a interpreta și muzică populară. Dai seama că au fost 3 puncte extraordinar de puternice și importante pentru mine într-o seară.
am reușit, din ce îmi spune toată lumea, eu aștept cu nerăbdare să văd filmările, toată lumea mi-a spus că a fost extraordinar de bine, că m-am descurcat și eu și colegii mei foarte, foarte bine. În cadrul acestui eveniment am lansat cea mai recentă colecție de Rocky. De fapt, spun colecție să înțeleagă omul despre ceea ce vorbesc eu. Eu nu lansez colecții, ci lansez serii de Rocky. Știu să creez și o colecție pentru că orice om care a studiat un pic știe să creeze o colecție. Ei bine, eu nu vreau să creez aceste colecții, ci vreau să fac serii de Rocky. Și de ce fac acest lucru? Pentru că într-o serie de Rocky se găsește orice tip de femeie. Într-o colecție se găsesc un număr restrâns de doamne și domnișoare. Așa cum am spus și spun mereu, la mine în atelier orice doamnă, indiferent de siluetă, vârstă, nu știu, culoarea părului, culoarea ochilor, ce vrei tu, își poate găsi o creație. Îi o sfătuiesc în așa fel încât cu siguranță va pleca încântată. Și încă un lucru foarte important pe care nu cred că îl fac doar eu, este acela că nu lasi niciodată clienta să plece fără a fi mulțumiți amândoi. În primul rând eu, că este un joc, creația mea, munca mea, și prin acea clientă îmi vor veni și alte cliente și așa mai departe. În al doilea rând, ea trebuie să se simtă confortabil și mulțumită în ținuta pe care o poartă. Am lansat această colecție, cum spuneam, din danteluri prețioase, mătase naturală, voal de mătase. Am ales și dantelele cu pietricele, cu cristale Swarovski. A fost o colecție foarte apreciată, a fost bazată prezentarea pe un scenariu a unei piese de teatru. Extraordinar de frumoasă, foarte multă lume a venit cu lacrimi în ochi în spate să mă felicite după reprezentație. Și eu nu pot decât să mă bucur și să le mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-o acordă de fiecare dată. Florin, iată, din păcate trebuie să punem punct discuției noastre, lucruri foarte frumoase despre proiectele tale. Te invit să mai vorbim și cu altă ocazie, pentru că întotdeauna mai lăsăm așa deoparte câte ceva de discutat. Îți doresc mult succes în activitatea ta. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, este o onoare și crede-mă, pentru că îmi sunteți foarte dragi și sunteți olteni de-ai mei, am venit azi, a treia zi de Paște, pentru că și astăzi era o zi de odihnă pentru mine, de mâine deja începem activitatea. Vă invit cu mare drag pe pagina mea de Facebook, Florin Burescu, sunt acolo și găsiți orice eveniment la care eu particip, orice emisiune și cu sfaturi, cu orice vă pot ajuta. Florin Burescu. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și dumneavoastră, dragii telespectatori, pentru că ați fost prezenți în fața micilor ecrane până la această oră, în a treia zi de Paște. Vă doresc o zi minunată pe toate planurile și ne revedem mâine dimineață la 8:30. La revedere!